Iată că a venit momentul să postez și episodul 2 și am să vă spun din nou. Hello guys și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei care încă nu s-au abonat la canalul meu, please apăsați butonul de subscribe sau abonați-vă și clopoțelul pentru a primi notificările la timp. Astăzi am ales să vorbim despre motivație și sunt bucuros să spun că mie nu mi-a lipsit niciodată. Asta datorită părinților mei care au știut întotdeauna cum să mă motiveze. Cu toți îmbătrânim! Încă o dată, ascultați bine! Cu toți îmbătrânim! Asta îmi spunea tata mereu. Și câtă dreptate! Ce visuri, ce idei, ce daruri, ce talente, ce voce, ce povești vei lăsa nespuse, nearătate sau necunoscute. Oamenii de succes sunt destul de greu de găsit, pentru că sunt puțini cei ce sunt dispuși să facă sacrificii. Sunt puțini cei ce sunt capabili să înțeleagă că succesul vine atunci când ai renunțat la ceva. Că succesul mai întâi ți-a ceva dar și apoi ți se arată. Nu mă consider un om de succes, mai am multe de arătat, însă știu că mi-am sacrificat deja o parte din copilărie și din activitățile recreative specifice copilăriei. Nu mereu am timp să ies afară la joacă sau să stau pe jocuri online, dar am înțeles că atât pot sacrifica la această vârstă. Și asta pentru că îmi doresc și vreau să mă asigur că visurile mele devin realitate într-o bună zi. Nu mi-am dorit niciodată motivație financiară. Nu am cerut o bicicletă pentru a lua premiul întâi la școală. Nu am cerut o trotinetă electrică pentru a câștiga un concurs. Nu am condiționat niciodată aceste rezultate. Ele sunt și vin ca urmare a muncii noastre. Este atestatul că tot ceea ce facem este corect și că suntem pe drumul cel bun. Este tot ceea ce îmi doresc, să fiu pe drumul cel bun. Cu toți îmbătrânim și ajungem să lăsăm în urma noastră un nume. Și depinde doar de noi dacă va fi un nume de legendă, precum idolii noștri sau doar un simplu nume. Nu te abate de la îți îndeplini. Propune-ți să devii model pentru cei din jurul tău, model pozitiv, de calitate și nu te abate de la îți îndeplini visurile, indiferent de obstacolele apărute pe parcurs, indiferent de piedicile care ți se vor pune. Acestea nu vor face altceva decât ca reușita să fie mult mai apreciată. Și cam atât cu motivația pentru astăzi. Sper din toată inima ca după acest episod să fiți mult mai motivați să faceți lucruri mai bune. Mă gândeam să ieși pe roată. Iată că a venit și momentul mult așteptat. Tutorialul coreografiei de astăzi. Nu voi spune mai multe pentru că sunt tare nerăbdător să intru în sală. Așa că ne vedem în studio! Wow, am ajuns! Mai repede decât mă așteptam. Chiar sunt un magician bun. Pe bune acum. Nu doar dansator. Haideți să vorbim serios. Ia uitați. Dispar! Apar! Dispar! Apar! Haideți să lăsăm magia deoparte, v-am arătat că sunt și magician, dar cred că trebuie să facem ce știm noi mai bine, să dansăm. Mi-am rugat părinții să fie alături de mine astăzi și se pare că doar unul dintre ei și-a găsit curajul. Come on! Iată-mă! Am avut curaj, nu? Da. Sunteți de acord cu el? Sunt curajos, să știți, sunt foarte curajos. Dar avem promisiunea mamei că va încerca și ea, dacă nu în episodul ăsta, pentru că nu a avut curajul, nu-i place să se expună, în episodul viitor sau a zis ea, cel târziu două episoade și ea va fi prezentă alături de minunăția noastră. Așa că aplaudați-vă, pentru că nu sunt dansator deloc, deloc! Băi, nu știu dacă sunt pregătit, am venit să dansez sau să mă schelămbăiesc, nu știu ce să iasă, da? Dar dacă am venit aici, facem treabă bună. Bună, da, treabă. Bună! Ha, ce mi-ai pregătit? Cine a pregătit? Voi știți? Nu știți, nu? Ce mi-ai pregătit? Am pregătit o coreografie pe melodia Zinderolo, Lifestyle. Yeah. Super, tare, e pe vibe, pe happy. E mai pe oldie, dacă înțelegeți, e mai pentru mine, e mai funky, e, da, eu așa am trăit copilăria, na, mă duceam în cluburi, în discoteci și rupeam discotecile în două. Hai să începem. Începem? Da, începem. Da? Spor la treabă. Stai tu mai în față. Ok. Așa. Începem așa. Ridicăm mâinile în sus, da? Ca și cum ne împinge cineva și facem cu dreptul. Iu, drept, stâng, drept.
You bought that. Bine, tati! You bought that. Ce avem? Lovim. Pășim. Ridicăm piciorul drept și ne lăsăm pe spate. Cu mâna pe piept. Mâna dreaptă. Și de aici. You bought that. Lifestyle. Apropo, coreografia este pe refrenul acestei melodii. You bought that lifestyle și facem același lucru cu dreptul. Lovim, pășim pe spate, doar cu mâna stângă pe piept, da? You bought that lifestyle. Seamănă cu mine, este băiețelul meu. Eu l-am făcut. Singur. Ce?
Haide. Dollar, dollar bills. Bills. Și de aici? De aici vine așa, lăsăm în jos. De aici avem. Pășim cu piciorul drept în lateral, mâna stângă ia ceva de aici. Și mutăm, da? Este ca în episodul trecut, când luam și duceam, luam și duceam, luam și duceam. Doar că acum facem așa. Luăm de aici, punem în partea cealaltă, da? Doar că trebuie să avem și bounce-ul ăsta, da? Hai! Și pe partea cealaltă. 3 și 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 5. Hai să luăm o... De aici. Ce? De aici, de la dollars, dollars, bills. A dollar, dollar, bills. Și avem. Pășim. Ducem, luăm, ducem. De aici avem. O, o, o. Ne uităm. Dreapta, stânga, dreapta. Da, avem și cu un bounce. O, stai. O, o, o. O, o, o. Și avem populara mișcare wow. Și bum. Populara mișcare pe care eu nu știu să o fac. Da. Avem o, 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 o. You bow that boom. 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 O, 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 o. You bow that boom. Boom. Asta este, da. O, o, o. Bum! Gata, așa. Și de aici? De aici avem călcâi, călcâi, pășim înapoi, da? Vă trebuie mult echilibru, da? Bup, 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 bup. Iar mâinile strigăm, da? La, 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 la. Așa zice melodie. La, 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 la. Și sărim. Și mâinile vin așa, mâna stângă în față, mâna dreaptă la șol, da? Sărim și avem un wave, mititel. Da. La. Da. Bum. Deci, la, 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 la. De aici avem la, deci doar picioare. Vârf, călcâi, călcâi, vârf. Iar mâinile îndepărtez, călcâi și vin în X. Da.
lovesc cu strângul și pășesc, piciorul se duce în spatele genunchiului, da? Deci, cum arată? Ia, cum arată? Cum trebuie să arată? Și 1, și 2, și 3, și 4. Apropo, mâinile sunt așa. Opus, da? Notăm opus. Cu brațul opus, cu brațul opus. Deci, accentul e pe și, da? Și 1, și 2, și 3, și 4. Avem un slide, da? Cu brațele sus, slide. Revenim. E o mișcare mai fluidă, așa. Hop, fi cu piciorul stâng în dreapta, da? Corpul se duce în lateral, brațele rămân în față și capul. Wow. Așa trebuie să arătați. Bun. Așa, cum e el aici? Deci era, stai așa, stați un pic, am înțeles bine. Avem tăm, 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 na, 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 na. Tăm, 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 hop. Așa e, nu? E lifestyle. E lifestyle. Lifestyle. Da, apropo, după ce veniți aici, reveniți la poziția normală, inițial. Lifestyle. Lifestyle. Ok? Macarena. Lifestyle. Lifestyle. Și avem aici, este absolut cum doriți. Faceți absolut ce vreți. Zice, lifestyle, lifestyle. Adică, stil de viață. Deci de aici ce fac, ne spunem deci, ce fac. Slide. Și zice, faci ce vrei, da? Cum simți tu? Stil de viață, stil de viață. Asta așa. Lifestyle. Tu faci un lifestyle. Asta stil. Puteți să faceți cum? Da. Lifestyle. Vă arăt și gamba pentru cunoscători. Da. Așa. Deci. Deci. O luăm de aici. Și 1, și 2, și 3, și 4. Una, două, și lifestyle. Ca așa face Jason, am văzut pe Jason de lor, că face o, 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 o. Tati? Hai să continuăm! Păi am terminat coreografia! Hey! Look it! Gata? Serios? Asta a fost tot? Elev bun! Bun, elev bun, eu elev bun, ca să știți, da? Asta este descrierea lui, elev bun. Un elev foarte silitor, muncitor. Păi hai să dăm o dată, că am început să mă uit și eu la tine, că n-am văzut. Da. Da? Okay. Ca să văd cum arată, pentru că nici eu nu știu cum arată, da? Să o văd legată de la început și așa o vedeți și voi. Am să stau ușor în lateral. 5, încep. 5, 6, 7, 8. You about that lifestyle. Everybody know, na 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 na, you know, oh oh, you found that lifestyle. Dollar dollar bills, ta ta, oh oh oh, you found that woo, la 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 la, boom, la 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 la, la 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 la. La 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 la, you about that lifestyle, 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 lifestyle. Da. 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 Asta este pentru părinții cărora le este rușine, să știți. Și mie mi-este rușine. Este prima dată când apar în fața unei camere. Mi se taie capul. Mi-a șoptit. Iubi, da, și mie mi-este rușine. Dar mă distrez. Este un moment bun să vă distrați cu copiii, cu soția, cu voi în casă, în familie. Este un moment foarte bun, să știți. Având în vedere că s-a terminat coreografia și sper că ați învățat-o și că vă iese, am să vă spun câteva lucruri foarte importante.
Având în vedere că este totul online, este pe YouTube, dacă nu înțelegeți o parte, dați înapoi până la partea respectivă. Este foarte importantă această chestie. Puteți derula în continuu până când vă iese mișcarea, dar să reluați de... Puteți să dați și cu slow motion, să vă fie mai ușor. Aveți cam toate posibilitățile. Puteți să dați și în slow motion, cum spune, are dreptate, ne folosim de internet, este internetul nostru, da? Putem să facem ce vrem, cum vrem, când vrem. Ne ajutăm de el și putem derula de câte ori vrem noi să înțelegem o mișcare, pentru că nu știu cum ați văzut voi în spatele camerei, dar eu m-am chinuit destul de mult, da? Dar și ai reușit. Am reușit pentru că mi-am dorit și pentru că m-am distrat. Noi ne-am distrat teribil aici, să știți, ne-am distrat. De aceea am și acceptat eu să fiu cu el ca să ne distrăm. Și am să vă rog să lăsați cât mai multe mesaje de încurajare pentru mami. Trebuie neapărat să o vedeți cum dansează. Este bomboana aceea de pe colegii, este cireașa de pe tort. Neapărat trebuie să o vedeți cum dansează și să o încurajați, să aibă curajul să fie și ea alături de Aris. Pentru data viitoare deja avem pregătit un subiect foarte, foarte interesant pentru voi, să știți. Și ne-am bucurat să fiți voi, pentru că eu sunt invitat, să fiți o comunitate mare. Da? Eu vorbesc din calitate de părinte și știu ce înseamnă să fii părinte de dansator în România. Este destul de greu, dar părinții vor ști despre ce vorbesc. Noi încercăm să facem viața mai frumoasă copiilor, copiii să nu vadă că este greu, dar este un pic greu și pentru noi să facem asta, așa că ne-am bucurat să fie o comunitate cât mai mare aici pe contul de YouTube al lui Aris. Da? Aris Negoiță, subscribe și clopoțel. Și share. Și share, și like, și comment, și... Și da. love. Și până data viitoare, vă pupă al vostru Aris Negoiță și... Gabriel Negoiță. Super! Sau tatăl lui Aris.